Bine ai venit pe canalul meu! Eu sunt Alexandra și în clipul de azi vorbim despre conceptul de garderobă capsulă. Sunt super entuziasmată să-l pun în aplicare în sfârșit. Haideți să începem! De când am descoperit conceptul ăsta de garderobă capsulă, mi-a plăcut foarte mult ideea și abia m-am așteptat să-l pun în practică. Dacă sunteți noi aici, sunt mamă de 2 băieți. Victor are 3 ani, iar Horia a împlinit de curând unul și anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. În contextul ăsta de multe ori ieșeam total nearanjată din casă și mi-am promis mie că anul ăsta o să fac un efort mai mare în direcția asta. Și conceptul de garderobă capsulă mi se pare perfect pentru mame, pentru că presupune să ai un număr limitat de obiecte de îmbrăcăminte. Se spune că numărul ideal de piese este 37, dar cred că mai important decât atât este ca ele să se îmbine între ele foarte bine și să-ți definească stilul. Poate că pentru vârsta adolescenței, când vrei să încerci mai multe stiluri și să fii la curent cu ultimele noutăți, nu este cea mai bună alegere, dar pentru persoanele care și-au găsit deja stilul și nu mai sunt în căutare, cred că este alegerea ideală. Și deși acest număr de 37 de piese este promovat ca fiind unul mic, pentru mine sigur va fi un upgrade, pentru că anul trecut am purtat mult mai puține haine decât atât. Conceptul de garderobă capsulă se împacă foarte bine cu cel de slow fashion. Ce este slow fashion? Este o conștientizare a procesului de fabricare al hainelor. Practic ne uităm nu numai la cum arată, ci și la cum a ajuns să fie fabricat, cine l-a făcut și unde și care este costul total al obiectului. Vedeți deja că acest concept de slow fashion se împacă foarte bine cu cel de garderobă capsulă, pentru că hainele făcute în procesul slow fashion sunt de regulă mai de calitate și au linii mai clasice. Șmecheria cu hainele făcute sustenabil este poate evidentă și anume faptul că sunt mai scumpe. Prețul pentru protecția resurselor umane și a mediului este plătit de consumator. În schimb, dacă înțelegi că o pereche de blugi cumpărată sezonul ăsta o vei purta și anul următor și poate încă mulți ani de acum încolo, prețul începe să merite. Există câteva branduri sustenabile, mai multe în afară, câteva și la noi, și am și eu câteva piese de la ele, o să vi le arăt, însă nu vreau să pretind că nu cumpăr niciodată de la Zara sau de la H&M, pentru că nu este adevărat. Mai intru și în magazinele astea încă, uneori încerc să răresc. Practic, scopul meu este să-mi construiesc această garderobă capsulă în totalitate din haine făcute în stilul slow fashion, dar am nevoie de mai mult timp pentru asta. Haideți să vă arăt acum ce am ales și de ce, iar la final o să vă arăt și cum se combină între ele. Haideți să vă arăt ce am ales concret. În primul rând am ales o singură fustă în garderoba mea, pentru că de cele mai multe ori sunt în parc cu cei mici și am nevoie să mă pot apleca și să mă pot mișca. Ba mai mult decât atât, de multe ori merg cu bicicleta cu Horia, deci fusta este din discuție. Dar am vrut să am una în garderobă pentru zilele în care merg la biserică sau pentru zilele în care simt nevoia să fiu mai feminină. Așadar, am ales două perechi de blugi și o fustă. Haideți să vi le arăt. Prima pereche de blugi este aceasta. Este de la un brand care se cheamă Everlane și este unul dintre acele branduri de modă sustenabilă de care vă spuneam. Mai am de la ei și un plover, o să vi-l arăt imediat. A doua pereche de blugi este achiziționată acum și asta pentru că am mai avut una identică și am purtat până când s-au rupt. Așa că mi-am dorit foarte mult încă o pereche pentru că vă dați seama ce mult mi-au plăcut. Este de la Levi's și deși investiția a fost destul de mare, știu că îi voi purta foarte mult. Să vă arăt și fusta pe care am ales-o. Este aceasta, are acești butoni, este de la Zara, o am mai de mult și am purtat-o destul de mult. Vine sub genunchi și îmi place foarte mult și lungimea. Atunci când mergeam la birou, purtam foarte multe cămăși. Acum nu mai e cazul, dar îmi place în continuare acest stil. Așa că am ales și două cămăși pentru garderoba mea. Una este aceasta, cu gâtul scurt. Iar cea de-a doua este înflorată, o am de la United Colors of Benetton, o am de mai mulți ani și are un material subțire și foarte comod și mi se pare perfect pentru primăvară. Un alt brand de modă sustenabilă este Organic Basics și de la ei poți cumpăra elemente chiar esențiale de bază. Și ce am eu de la ei este această bluză gri pe care vreau să vă arăt. Eu am ales griul, au și alte culori, este simplă de bumbac organic și îmi place foarte mult, e super confortabilă. Și mai am de la ei și șosete, cam atât. Tot de la Everlane, brandul de la care am o pereche de blugi, am și această bluză. Este simplă, culoarea nu este cea mai reușită, am comandat-o online și credeam că e puțin diferită, dar îmi place materialul foarte mult și croiul, așa că o port oricum. Deci am adăugat-o. Și tot de la ei am și acest tricou, super simplu și basic. Ultimele două bluze din garderoba mea sunt cu dungi, ambele de la H&M. Nu știu de ce, dar îmi plac foarte mult bluzele cu dungi și le port mereu, așa că le-am adăugat. Evident că trebuia să adaug și niște geci. Ambele le am de foarte mult timp. Unul este acest trench pe care l-am purtat foarte mult și îmi place. Iar cea de-a doua este această geacă de piele pe care am cumpărat-o pentru nuntă, de fapt. Nunta a fost motivul ca să pot să dau atâția bani pe ea și de atunci am purtat-o foarte mult și în continuare îmi place.
Ce nu am pus aici, dar probabil că voi folosi, va fi o geacă sport pentru zilele în care e mai rece și mă urc pe bicicletă. În ceea ce privește papucii, am două perechi, una de Adidas și una de ghetuțe, pe care le port deja de foarte mulți ani și îmi plac mult. Gata, ăsta a fost clipul de azi. În final, înainte să închei, aș vrea să vă spun ce beneficii mi-a adus acest proces de a-mi construi garderoba capsulă. Cel mai important este faptul că le-am pus pe toate la un loc și am văzut cum se îmbină între ele culorile. Sigur că nu toate merg perfect și mi-am dat seama că am de lucru în direcția asta. O altă direcție în care am de lucru este să-mi achiziționez și alte piese de bază. Una dintre ele este, de exemplu, un plover simplu gri, ideal de cașmir. O alta este o cămașă albă clasică. Nu am, nu vine să cred, dar nu. Și mai sunt câteva piese pe care mi-ar plăcea să le adaug în această garderobă capsulă și acum că am văzut că lipsesc, o să scanez magazinele până când le găsesc. Ăsta a fost clipul de azi, mulțumesc că v-ați uitat! Vă rog, lăsați-mi în comentarii care piesă v-a plăcut cel mai mult sau care ținută, cum vi se pare acest concept de garderobă capsulă și mi-ar plăcea să știu dacă voi v-ați construit vreodată una sau v-ar plăcea să o faceți. Mulțumesc pentru vizionare, un like la video mă ajută foarte mult și până data viitoare aveți grijă de voi! Salut!